Mulțumesc pentru întrebare! Te-a ascultat când mâinile sunt ocupate și mintea liberă. Oxana Gratchenko sau Oxănescu, așa cum o cunoaște lumea de pe rețelele de socializare. 34 de ani, jurnalistă cu spirit civic, blogheră și mai nou, autoarea unei cărți pentru copii. Din 2012 gestionează portalul Moldova.org, pe care îl numește Proiectul Vieții Sale. Din 2015 își împarte viața între Amsterdam și Chișinău. Are o pasiune incurabilă pentru scris, iar după ce a participat la o școală de scris din România, a apărut prima sa carte pentru copii, Călin și Nina. De ce și-a transformat casa de la Amsterdam într-un hotel? Cum să investești banii corect în tinerețe ca să trăiești bine la bătrânețe? Și ce trebuie să faci când simți că bate divorțul la ușă? Aflăm la Mulțumesc pentru întrebare! Oxana, bine ai venit la Mulțumesc pentru întrebare! Bine te-am găsit și mulțumesc în avans pentru întrebare și pentru întrebări. Pentru cei care te urmăresc pe Instagram, tu ești Oxănescu. Da. Și pentru tine, în momentul ăsta, Oxănescu este cea mai importantă platformă de comunicare. Tu acolo îți împărtășești viața ta, uh -huh. acolo oamenii pot să vadă ce creezi, ce opinii ai, ce te doare. <laughs> mai nou am aflat <laughs> că există mai multe lucruri decât uh -huh. se spun la timpul lor, dar asta e atât de fain noi să ajungem neapărat să vorbim despre asta. Platforma personală pentru cu profesională Viața mea personală e pe Moldova Work și mă regăsesc. De fapt, astea două platforme, personală și personală, uneori se întâlnesc deseori și mai fac migrație de capital și audiență de la, Moldova, de la profilul personal la Moldova Work și toată lumea a câștigat. Moldova Work astăzi este o redacție de oameni care creează altfel de jurnalism? Uh, dacă eu nu mă înșel, uh, -ă, el se numește jurnalism bazat pe soluții. Jurnalist noi facem storytelling, jurnalism bazat pe povești umane, deci povestea omului în față și după aia explicația. Jurnalism explicativ, în urmă cu 5 ani am renunțat la știrile scurte și dacă abordăm teme de actualitate și subiecte sociale sau economice, venim cu texte mai lungi. Așa încât, dacă o să găsești acel link peste 10 ani, să ai tot contextul să-ți. Uh... Da, toate datele, problemele și uh, să aibă plus valoare nu doar peste o săptămână, când opinia publică încă e la curent cu toate datele, problemele, dar și în ani. Și asta se vede clar pentru că mă uit pe Google Analytics, oamenii care ajung la noi și caut articole de acum 15 ani, 20 de ani, și e, Moldova, ori nu mi-e rușine să zic, e o arhivă națională. Demn să, să fie în competiție cu Arhiva Națională cu știri de știri și informații de 27 de ani. 27 de ani, da. Atunci, hai să povestim despre de unde a început această da. istorie cu Moldova Org. Totodată, vreau să precizez că este și una dintre redacțiile care, printre primile, au hotărât să-și dezvolte o comunitate pe Patreon. Da. Pentru că majoritatea redacțiilor, încă foarte rigid, opuneau rezistență la a merge și a spune oamenilor și că noi nu am este opus. greu. Și voi v-ați opus. Da. Dar o să ajungem să vorbim despre asta neapărat, pentru că despre cum poate fi sprijinită presa, am auzit în ultimele zile foarte des la întâlnirile cu diaspora. Deci, Moldova Org s-a întâmplat în capul tău, în primul rând, ca o idee. Nu, Moldova Org e din 97 când eu aveam șapte ani. Deci ea a fost platforma a fost fondată ca pagină pentru ambasada Republicii Moldova la Washington de Vlad Spânu, care pe atunci era angajat al ambasadei din Washington. După aia s-a tranziționat ca pagină oficială a Republicii Moldova, pentru că în urmă cu 20 ceva de ani era la modă ca statele să aibă pe lângă site-ul guvernului să aibă un site oficial. Uh -huh. După aia a fost transformat în platformă media și eu l-am preluat în urmă cu 13 ani. Absolvisem facultatea la Suceava și Căutam, de fapt nu căutam să mă mut, m-au găsit ei pe mine și am acceptat provocarea, m-am mutat la Chișinău, deși nu mai locuisem până atunci niciodată, la 21 de ani. Uh, am preluat, uh, între timp, uh, site-ul a fost administrat de un ONG, după aia un profesor universitar, eu l-am luat de la un domn profesor universitar, într-o stare... Deplorabilă, încât primele luni, după preluare, nici nu povesteam unde lucrez, mi era rușine. Uh, Site-ul avea trafic foarte bun, cel mai bun din Moldova pe atunci, mai ales din Google, era foarte bine optimizat, avea varianta și în engleză, dar oamenii care ajungeau pe site. Uh, Veneau pentru articole cu femei goale, pe un site ca moldova.org despre Pamela Anderson, în diferite știri și postări. Și de asta mi-a luat câteva luni să-l curăț, și odată cu această mare curățare am pierdut și numărul de vizitatori, uh -huh. drastic. Am schimbat echipa încet, încet, am început să facem și noi jurnalism mai exclusiv. Și de moment ce am început și eu să creez și oamenii să ne observe, deja mi-am asumat total identitatea asta, că eu sunt directoarea Moldova Org, dar a luat ceva timp. Eu când m-am mutat, am preluat Moldova ori, dar între timp am primit o ofertă pe atunci la Unimedia ca jurnalistă și eu mă gândeam așa, seara o să fiu directoare la Moldova ori și dezvolt platforma asta, dar în timpul zilei îmi fac carieră, pentru că Unimedia atunci era o platformă foarte vizibilă uh -huh. și la modă și cool și mă imaginam ziua lucrând reporter la Unimedia și seara dezvoltând o platformă media. Deci minte la 21 nu, nu creierul pe bunul nu e complet dezvoltat. Deci acum că mă gândesc la ipoteza asta, <laughs> da. Platformă media. Mm -hmm. Pentru foarte mult lumea, asta poate să fie o chestie foarte greu de înțeles. Da. Ce, fa ce face de fapt o platformă media ca Moldova org? Este o instituție de presă care documentează subiecte în slujba cetățeanului. Mie așa îmi place să zic. Deși. Felul în care funcționează media s-a schimbat atât de mult față de acum 15 ani când am intrat eu în presă și am început cariera, pentru că în urmă cu 15 ani, când mă angajasem la un cotidian din Suceava, exista două tipuri de presă. Presa finanțată de stat, în care jurnaliștii își vedeau de programul lor și primeau salarii asigurate de guvern și începuseră să apare inițiative private, mai ales în ziare, dar la ziare, cititorul plătește pentru cheltuieli. O parte din cheltuieli sunt plătite de cititor, pentru că cititorul cumpără de la Kiosk Ziar. Felul în care funcționează presa acum, nu mai sunt o singură instituție, este finanțată de stat. Pe de altă parte, nu mai există aportul cititorului, nu mai plătește pentru conținutul pe care îl consumă. O altă mega problemă care s-a întâmplat în ultimii ani e că a venit platformele astea mari, Google, Facebook și noi nu mai avem publicitate, antreprenorii nu mai sunt motivați să plătească pentru publicitate în presă locală, pentru că e mai ieftin și mai ușor să faci asta prin Facebook și YouTube sau Google. Și noi acum trebuie să facem presă, să fim în slujba cetățeanului, dar în același timp trebuie să gândim tot timpul metode ca să funcționăm ca business, așa încât să ne plătim cheltuielile și o luptă, o luptă zilnică pe care o avem um, pentru că noi am, am dezvoltat o fel de metode ca să ne creștem veniturile uh, o parte 70% acoperim din cheltuielile din granturi 30% din producție video pe care o facem pentru clienți publicitate și avem lupta asta constant în cap cât din resursele echipei merge pentru clienți și cât din resurse merg pentru audiență și o luptă atât de mare, pentru că dacă vrem să facem mai mulți bani, ne luăm mai mulți clienți, acum Moldova Org are reputație bună ca producție și alte servicii și avem clienți în așteptare, dar dacă luăm mai mulți clienți, nu mai avem timp să fim în slujba cetățeanului. Și acum că suntem mai vizibili și primim multe mesaje în care oamenii ne semnalizează probleme, ne comunică povestea lor care e demnă de a fi povestită, dar asta înseamnă că nu știu, un om de redacție timp de patru zile să muncească pentru acea poveste care e plătită de unde? Și e foarte greu să jonglezi în... Câți oameni aveți voi în momentul ăsta? Suntem 15. 15 oameni care, dacă-ți buni, vrei să reții, iar dacă vrei să reții, trebuie să-i plătești. Da. Pentru că altfel da. ei sunt rupți de toate redacțiile. Da, e și... Deci tu ai, ca manager lunar, provocarea da. de a... Plăti aceste salarii, a plăti impozitele care sunt practic da. fix ca și salariile, și până, după toate astea, încă să acoperi echipamente, chirii, internet, deplasări intenția, da. și tot așa mai departe. Din ce poate să existe, eu bănuiesc că e un buget destul de. Da, serios. e un bu buget mare. Dacă nu sunt granturile. Are șanse presa din Moldova, presa liberă din Moldova să supraviețuiască? Nu și nu avem niciun exemplu, poate cu excepția protv care sunt foarte orientați către publicitate, dar ei sunt pe nișa lor de știri și noi vedem și ei sunt conștienți de ce fel de știri trebuie să faci ca să aduni atât de mulți vizitatori, ca să... Ai și clienți. Noi încă existăm pentru că sunt granturi, deci, noi cam 70%, uneori poate mai mult, acoperim din granturi. Granturile sunt uh, foarte binevenite și sunt salvatoare, doar că nu îți oferă predictibilitate economică. Noi niciodată, eu sunt de 13 ani aici, niciodată n-am avut previzibilitate financiară pe următoarele șase luni, deci tot timpul două, trei luni înainte, pentru că granturile multe se oferă pe o perioadă de șase luni, mai ales pe producție video și noi atunci când aplicăm la un grant încercăm să folosim ideile venite inclusiv din la, de la audiență, așa încât să producem conținut care să fie win-win și pentru audiență și pentru donatori. Nu tot timpul ne iese, de exemplu, uneori aveam un proiect în care trebuie să facem, nu știu, 10 videouri despre producătorii din agricultură și este un conținut valoros, oamenii ăștia sunt foarte valoroși pentru țară, dar audiența se plictisește după 15 videouri de, de același fel. Uh -huh. Și avem grijă ca printre aceste videouri care ne sunt plătite de un donator să producem și noi suficient conținut ca să deluăm, așa încât să îi împăcăm pe toți. Din fericire, unii donatori au înțeles că E contraproductiv să dai granturi de producție pentru redacții, pentru că fiecare redacție are agenda lui, și atâta timp cât tu știi ce fel de valoare ai și ce fel de agenda editorială are, are o redacție, e important să ai încredere în ei și să îi ajuți să-și plătească salariile și să le oferi libertatea ca ei să documenteze subiectele pentru care sunt buni, pentru care s-au făcut remarcați. Pentru noi, aceste subiecte sunt drepturile omului. În ultimii 2-3 ani am făcut mai multe materiale de rezonanță despre hărțuire sexuală și culegem și roadele, din păcate, adică ne mai scriu femei care au, au experimentat hărțuire sexuală și femeile încep să fie mai deschise să vorbească despre asta și cred că e un moment bun în care noi să continuăm să documentăm acest tip de materiale așa încât să... Femeile să știe că au, un, au sprijin, au platformă și cu cât mai mult se vorbește despre o problemă, cu atât mai multe presiuni există pe autorități. Poliția nu mai poate să stea pe ureche dacă vede că în presă se discută această problemă intens și că există presiune de la cetățeni și lucrurile se schimbă. Și cred că asta, asta e cea mai mare diferență între o instituție media și un creator de conținut. Deși noi ca audiență avem o audiență mai mică ca unii creatori de conținut din Moldova, inclusiv ca tine, dar presa trebuie să existe pentru că ea stă acolo de gardă atunci când apare o problemă sau atunci când un grup de cetățeni semnalizează o problemă, să existe o echipă de jurnaliști dispuși să investigeze, să documenteze, să meargă la autorități, să le ceară socoteala. Și noi asta facem, noi avem toate pârghiile, cerem solicitări de informații de la autorități. Asta ar putea face și influencerii, cu siguranță, dar nu au resurse. Și deci noi practic, avem... ce e ce face marea diferență dintre un influencer care a transmis o informație pur și simplu ca a aflat-o? Da, și o redacție da. este că redacția sapă adânc de da. telefoane, verifică informația în mai multe surse da. și poate fi acel 112 pentru da. oameni în caz de. Da. li se face o nedreptate. Știu că, oricum, Moldova, Org este o redacție foarte atentă la subiectele care le alege. Uh -huh. Deci, și multe ar putea să-i aducă mult mai multă audiență, voi da. sunteți foarte selectiv și cu toate astea, cel puțin două subiecte în ultima vreme m-au, cumva m-au uimit, uh -huh. dar de bine m-au uimit și am zis, măi, dar păcat că ei nu fac asta mai des. Uh -huh. Care? Și acum să-ți spun și vreau să te întreb, uh, voi după ce vă conduceți atunci când aveți de ales, lăm subiectul ăsta? Sau nu-i de formatul nostru, nu-i de redacția uh -huh. noastră? Noi acum nu avem oameni foarte pregătiți pe subiectele economice, în schimb pe subiectele sociale cred că suntem pregătiți, cred că suntem capabili să luăm orice subiect, dar le luăm în funcție de resurse. Dacă avem 5-6 jurnaliști și dacă ei sunt toți ocupați cu clienți sau cu granturile pe care le avem, noi nu mai avem spațiul luna asta să ne apucăm de acest subiect. Și de aici vine și frustrarea noastră, pentru că, în urmă cu 10 ani, nu aveam atât de multă vizibilitate și atât de mult feedback de la audiențe. Și acum, când avem oameni care vin la noi și au încredere să ne destăinuiască povestea lor puternică și sunt spuși să vorbească despre asta, nu avem resurse, dar. Am, am observat că oamenii au încredere în noi pe partea de feminism, uh -huh. hărțuire. Deci, unul din aceste subiecte a fost, cei ce voi ați consultat cu patronii, din câte uh -huh. știu, acest subiect a fost consultat cu da. comunitatea de patroni. El a fost șocant, pentru că Moldova Org nu se bagă în gâlceavă, Moldova Org da. e așa destul de liniară la storytelling, de uh -huh. bine, frumos, problematic poate fi, da. dar totul cumva în limitele unui bun simț. Și acea istorie cu medicul care își hărțuia angajatele și da. le chema în cabinet cu multe, multe detalii, ea cumva... Uh, M-a făcut să mă, mă gândesc că păi, dar fi fain Moldova org să mai dea uh -huh. câte o palmă din asta socială. Da. A fost o palmă socială. Dar am înțeles că voi, din potrivă, ați înțeles pentru voi că nu e un domeniu în care vreți să mergeți foarte adânc și să fiți permanente acolo? Ba da, noi am vrea și noi continuăm să facem asta, mai documentăm, dar e muncă de luni întregi. Uh -huh. De luni întregi, din păcate, cazul ăsta nu a avut o finalitate pe care ne-am dorit-o, dar s-a discutat mult în public și, pe lângă faptul că autoritățile se responsabilizează. Sunt sigură că mai sunt în multe instituții bărbați care hărțuiesc angajatele, și pentru ei e un semnal important că noi, în 2024, nu mai tolerăm aceste comportamente: că nu mai este acceptabil că femeile sunt dispuse să vorbească. Inițial, ele au vorbit. Anonim la noi, doar cu condiția asta, au acceptat să apară. După aia au citit comentariile care au fost pe internet, susținerea mare pe care au avut-o și, până la urmă, două dintre ele au fost să deschise plângere. să depună plângere din numele Și Care e continuitatea acestei Păi, istorie? acest director de spital și-a ieșit un fel de pensionare forțată. Uh -huh. Bine, el era deja la pensionare și el s-a retras. Deocamdată nu este demis, este în aer, dar el nu mai Merge la muncă, și pentru mine și pentru noi care redacția de asta deja este o victorie. o victorie. Dacă ar mai fi denunțuri, nu poți să le mai faci dacă vezi în fiecare zi șeful tău care a făcut asta de-a lungul multor ani. Și mi se pare că mulți bărbați nici nu erau conștienți cât de grav și ce impact imens are asupra femeilor acest tip de hărțuire. Nici noi nu știm pentru că sunt... asta este un tip de hărțuire gravă, dar sunt nu știu, atenții, tot felul și ca femeie când încep cariera, este foarte problematică e puțin zis, să fii într-o situație din asta în care tu mergi cu inima deschisă să începi cariera și șeful tău îți face zilne complimente, îți spune că eu am toată puterea din lume să te ajut ca tu să înflorești în carieră. Am experimentat-o și eu la atunci când mi-am început cariera și cu adevărat, dacă îi se întâmplă un fete de 20 de ani care a trăit într-o societate în care nu s-a discutat despre asta, vina crezi că e a ta, că tu faci ceva greșit, Începi să vii la muncă cu haine mai largi, tot mai largi, postura mai mică, să nu creadă lumea că tu chiar faci ceva ca șeful tău să fie interesat de tine. Nu știi cum să răspunzi la aceste complimente care nu sunt hărțuire, nu te atinge nimeni, dar ideea asta că eu, știu, eu văd în tine foarte mult potențial și doar eu te pot ajuta. Pentru o fată de 20 de ani, de 25, este prea mult de dus, vine cu multă rușine și stigma. Și multe femei părăsească joburile, așa cum s-a întâmplat și la acest spital. Multe femei au plecat după câteva luni. Concluzia ar fi că oamenii nu trebuie să se aștepte de la apariția unor asemenea istorie în presă ca omul a doua zi să fie condamnat? Deja faptul că despre asta s-a vorbit atâta. Da. Și creează o imensă incomoditate pentru cei care au mai comis așa ceva și încep să se teamă da. că o să înceapă să vorbească da. victimile hărțuirii sau pentru cei care au asemenea gânduri și ar ști, băi, n-aș vrea să ajung ca medicul da. ăla din spital. Un alt subiect care mi s-a părut foarte simpatic că l-ați abordat așa serios, a fost rețetele. Uh -huh. Iarăși vreau să te întreb pentru că, cumva în lumea asta jurnalistica noastră, cei legat de mâncare e tratat foarte nedrept, după mine, da. nedrept, pentru că eu văd cum este tratată cultura gastronomică în țări în care nu ne place să mergem să mâncăm gustos. Da. Și noi care avem acest lucru aici, când vine vorba de mâncare, considerat așa un fel de e, mâncare, superficial și hop, Moldova Org lansează o serie de videouri cu femei de la țară care împărtășesc niște rețete fantastice, denumiri pe care nu le-am auzit niciodată, dar cel mai fermecător mi s-a părut să vezi aceste eroine în hălățelele lor cu floricele, vorbind atât de fain în fața unei camere. Da. Mă întrebam de fiecare dată cât a trebuit să se muncească cu fiecare înainte ca ea să prindă la curaj. Mai surprinsă, foarte puțin, de multe ori foarte puțin. Ele, ele de ce ați hotărât să dați rețete? A fost, a, a fost ideea Anastasiei Condruc Tu o știi, foste colegă de-a ta Noi încercăm în ultimii ani să facem storytelling Și asta este un proiect de storytelling În care scoți povestea omului în față Și este la fel un proiect mascat Pentru că ai observat Pe lângă prezentarea rețete Noi mm -hmm. am avut întrebări despre condiția femeii Cum era să fii femeie în 80 Tânără mamă în 70-80 Cum s-au schimbat lucrurile cum s-au simțit ele crescând copii în Uniunea Sovietică în care nu exista concediu de maternitate unde nu exista alegere, nu exista bani, exista ieșitul la fabrică, la muncă, după trei luni de la naștere. Și a fost un proiect, de fapt, social, mascat pe chestiile astea drăguțe. Protagonistele erau foarte simpatice, de asta noi am câștigat foarte mult la vizualizări mm -hmm. și în același timp am, trimis, am transmis mesaje importante despre condiția femeii, ce s-a schimbat între timp, pentru că noi cred că luăm foarte multe lucruri de parcă așa, ar trebui să fie, dar multe, multe lucruri s-au schimbat și aveam o întrebare pentru fiecare protagonist. Cum crezi? Acum e mai ușor să fii femeie sau în tinerețea ta? Și toate parcă într-o voce. Acum e mai ușor. De 100 de ori acum e mai ușor. Și cu adevărat noi ca, ca femeie, femei încă avem foarte multe provocări, dar lucrurile se schimbă, se schimbă mult spre bine. Oxana, tu, mai mulți ani în urmă, ai decis să mergi într-o țară de vis. Din da. câte înțeleg, împărtășim, apropo, cu tine același știu. vis, doar că tu ai bucat să-l realizezi și eu nu. Nu știu dacă te ajută asta, dar te invidiez. V-ați mutat în Olanda și sunteți acolo deja bine mersi, cu bebeluș, băiețel, hai să-i spunem, cu viața pusă cumva pe roate, dar tu continui să menții legătura cu Moldova și uh -huh. să ai grijă de această redacție și să te consideri mama redacției și cea care trebuie să aibă grijă ca ea să supraviețuiască? Da. De ce? Oare nu ți-a oferit ție Olanda, tot ne confortul necesar ca uh -huh. să nu-ți mai asumi pentru că asta este o mare bătaie de cap. De ce ți trebuie ție la zenul olandez această bătaie de cap, pe nume Moldova Org? Eu sunt om de media din fașă, cred că. Eu la 15 ani mi-am dat seama cât de... Uh impresionant e să scoți ceva pe gură și el să ajungă la un public atât de mare. Eu sunt din raionul Căușeni, dintr-un sat nici prea mic, nici prea mare și atunci când mama a instalat telefon fix acasă, eu mi-am dat seama că pot suna la radio și sunam la Radio Moldova în direct la toate emisiunile și stăteam fascinat așa pe un scaun și eu vorbeam și toată țara mă auzea. Și cu asta a venit și un pic de faimă prin sat, toate băbuțele mă cunoșteam și încă sunt fascinată de ce putere imensă este media. Și inclusiv asta simt la Moldova Work, lucrăm în redacție la ceva și sentimentul ăsta când lansezi ceva în lume și el nu mai este a tău te pui pe fotoliu și aștepți să vezi conținutul tău unde să ajungă și ce impact o să aibă, ce mentalități o să schimbe, ce comentarii o să, o să aducă. Exact asta simt și pe profilul meu de Instagram, deci asta, e, asta sunt eu de mică. Am scris la toate ziarele, la toate radiourile, am fondat reviste studențești. Pentru mine să fiu... Uh, Deși atunci când am decis că vreau să emigrez Pe motiv de supărare față de țară Și că prietenele mele plecau Eram sigură că o să găsesc pe cineva potrivit Care se preia total Și eu o să învăț viața mea în Olanda Nu am găsit Am găsit o persoană sau două interesate Dar ele credeau că vine uh, Tranziția asta și cu bani asigurați Pe câțiva ani înainte Și uh -huh. s-au speriat toți când au uh, aflat Că trebuie de fapt tu să găsești bani Și nu există un finanțator care în fiecare lună Să-ți aducă sacul cu bani și am decis pe temporar să mai fiu și după aia mi-am dat seama că face parte din identitatea mea total. Deci eu nu mă văd într-o lume în care să nu creez eu sau oamenii cu care lucrez conținut care să ajungă la oameni, care să fie util. Mi-aduce, poate trebuie să vorbesc despre asta la terapie, dar mi-aduce sentimentul de utilitate publică și nu știu de unde l-am, dar l-am de foarte mică și chiar dacă noi acum la Moldovor nu aveam Cifre foarte, foarte mari, dar eu văd, oamenii intră și găsesc articole despre educația sexuală la adulți de acum 3 ani și știu sigur că acest tip de conținut este valoros, bine documentat și el ajută oamenii în viața lor de zi cu zi sau articole utilitare despre cum să-și calculeze pensia sau e important, pe lângă tot valoarea de creator de conținut, să existe informații sintetizate, utile pe lângă partea asta de storytelling pe care o facem noi și care mergem mai degrabă la inspirațional. Și de asta am hotărât, n-am putut să plec. Am mai fost o tentativă atunci când am, decis, când am, aflat că sunt însărcinată să mă detașez atunci, pentru că m-am gândit că asta este semnul în care trebuie să rup. Dar n-am putut și mă fericită, mă simt, mă simt, foarte fericită în rolul ăsta. Financiar am mai avut tot timpul alte mici afaceri, am mai prestat servicii de tot felul, inclusiv în Olanda. Noi am avut în primii ani bed and breakfast-uri, făceam curățenie, ștergeam după turiști și spălam podelele, după asta repede mergeam să fac o ședință cu echipa și eram șefă la Moldova Work. Dar pentru mine este compromisul care funcționează. Mie îmi place să fiu independent financiar, îmi place să am bani, sunt conștientă că din presă nu pot să fac asta și tot timpul am alte surse de venit. Dar am nevoie de asta pentru împlinirea profesională și pentru sufletul meu. Că... Tu ai menționat că da, poate cifrele nu sunt cele mai uh -huh. bune. Cum reușiți voi în redacție să rămâneți împăcate pentru munca pe care o faceți, știind că cineva e suficient să se apuce să lingă un mâner și atinge o audiență foarte mare? Și voi vorbiți de educație sexuală, de feminism, despre drepturile omului, despre rolul femeii în societate și cât efort ca să scoți produs calitativ. Da, da. Și vizualizările. Noi sunt știm care și, sunt. și pentru că înainte făceam și știri. Și știam da. că la o știre pe care o facem 20 de minute poți să ai 10.000 de vizualizări și la un articol la care lucrezi două săptămâni să ai 1.000. Deci pentru noi, da, e dureros, dar am decis, a fost așa un comun acord în redacție, că munca noastră nu trebuie să fie legată de vizualizări, trebuie să ne adaptăm nevoilor publicului și asta înseamnă că o, o Aproape 80% din conținutul de pe site ajunge pe rețelele de socializare, acolo unii oamenii consumă și nu mai dau click. De asta, pentru noi, vizualizările pe site nu mai sunt atât de relevante. În schimb, ne-am dezvoltat foarte bine platformele de social media, avem cea mai bună prezență pe Instagram, chiar avem multă vizibilitate și impact acolo și asta compensează. În fel, uh -huh. pe TikTok avem printre cele mai bune prezențe din media moldovenească și asta compensează, pentru că în sfârșit, înainte să existe TikTok și Instagram, nici măcar nu aveam partea asta care compensa lipsa de multe vizualizări pe site. Și acum nu, mai, nu ne mai doare, pentru că chiar avem mult, simțim că avem mult impact. De ce n-ați putea voi să faceți, de exemplu, ceea ce fac perfecte? Pentru că e evident, acolo un comentarii, este impact. Ce-a făcut Nina Crețu, ce-a făcut, uh -huh. ce făcut, ce făcut Emilian Crețu, ce-a mai făcut iar Nina Crețu, ce-a făcut Emilian Crețu, ce-a mai făcut Tani Vander și tot așa. Deci există niște nume da. care sunt rotate pentru că, evident, ele vor genera foarte mare engagement. Și engagementul da. amăgește algoritmul și îl face să creadă că asta este interesant pentru oameni și mai recomandă la alte sute de mii de oameni. De ce nu faceți și voi la fel pentru mine e o Eu am simțit o viralitate pentru că fac presă de mulți ani și știu... Asta cred că e cea mai dorioasă pentru că știu cum aș putea face ca să ajung la atât de mulți oameni. Dar nu face parte din valorile nici ale mele, nici ale fetelor din management ale Anei Gărciu și ale Anastasiei Condruc și pentru noi nici măcar, nu este, nici măcar nu am discutat vreodată despre asta dacă ar trebui să facem asta sau nu și de asta atunci când am venit la Moldovor primul meu, primele mele luni a fost să curăț site-ul de tot gunoiul informațional uh, care aducea oameni pe site pentru că eu nu vroiam să oamenii să ajungă pe un site care se cheamă Moldova Work și să fa de conținut care nu este relevant și nu este nu aduce plus valoare publicului. Uh... Inclusiv noi recent am lansat un podcast video de câteva luni care se cheamă Oameni Simpli și am, a fost așa o decizie în redacție să nu chemăm oameni populari, deși uneori la unele ediții eu zic hai măcar unul popular, șase care nu sunt cunoscuți, șansele ca cel popular să ne aducă uh -huh. foarte multe vizualizări și așa o să echilibrăm, dar ne ținem de, de regula asta. Și-a început să prind după 3-4 episoade. Acum primim atât de mult feedback. Uite, ultimul episod are 20.000 de vizualizări pe YouTube. Pentru noi este foarte mult. 20.000, este da, performanță. Da. E, o, e o sărbătoare în redacție. Asta ne demonstrează că poveștele, dacă sunt făcute consecvent și dacă pregătești publicul și publicul, e obișnuit ca odată la două săptămâni să primească un produs bun, în timp prinde. Și pentru noi este dovada că am ales calea corectă și recunoștința din partea audienței este mai mare și doi, avem un public cu putere de cumpărare mai mare și deși noi am renunțat la știri și publicul nostru pe site a scăzut mult, veniturile noastre din publicitate au crescut pentru că avem branduri care sunt mândre să lucreze cu noi și inclusiv și financiar în timp eu s-a dovedit a fi o decizie mai bună. Câți patroni aveți acum? Avem 200 și primim cam 1000 de dolari lunar. Mm -hmm. Cei ce acoperă un salariu brut. Da, suntem foarte recunoscători și pentru noi, chiar dacă sunt doar 1000 de dolari, dar o simțim ca jumătate din bugetul nostru, pentru că, ca valoare, faptul că noi am convins oamenii să doneze în fiecare lună, e, e, e important. Mai ales că avem patroni care donează 50 de dolari, avem unul care donează 100. Și pentru, pentru noi este un semnal că oamenii văd valoare în ceea ce facem noi Pe lângă comentariile pe care le scriu, Asta este un gest suprem de susținere Bună oară, eu când am văzut că se face ceva care mie îmi place, eu am crescut contribuția mea Adică mm -hmm. eu am început ca un patron basic la urg și pe urmă am zis o, oh, eu vreau să le dau fetelor de înțeles că asta da. e fain și să mai facă. Și am crescut contribuția. Da, nu știu dacă ce. trăiți asta deseori, să vedeți că patronii da. își cresc contribuțiile. Da. Dar, uh, uite, zilele acestea, uh, pentru că um, e foarte multă diaspora acasă, a avut loc și zilele diasporei, uh -huh. am avut surpriza să aud de la doi oameni diferiți care erau în paneluri de discuții. Era Victoria Căpătici din Marea Britanie, era Oleg Chirița din Bruxelles, Doi oameni care nu s-au înțeles între ei, dar care în panelul lor au prezentat pe ecran teze ce poate fiecare din noi să facă mm -hmm. pentru a ajuta Moldova în drumul spre integrare europeană. Vei fi poate și tu surprinsă, dar printre recomandări era să susținem prin Patreon și prin alte. Contribuții, presa. presa liberă și independentă. Da, Victoria e patronul nostru și ea e conștientă că ei ne pot dicta agenda noastră editorială. Noi am avut o tradiție în care în fiecare lună ei votau un articol, uh -huh. un reportaj pe care îl documentam pentru ei și ei efectiv pot fi. Da, tu. Cum poți explica cu cuvinte mai simple? Uh -huh. Să zicem că noi acest segment o să-l tăiem și o să-l uh -huh. punem pe TikTok. Okay. Deci, Oxana, vei fi pe TikTok cu acest okay. segment și va trebui să explici oamenilor care e legătura dintre presa liberă și independentă pe care uh -huh. poți să o susții ca să-ți ajuți țara să se integreze în Uniunea Europeană mai repede. Uh -huh. În primul rând, dai platformă pentru oameni care în mod normal nu ar avea platforma asta. Deci asta este important. Este important pentru a avea reprezentativitate, pentru că atunci când consumi conținutul dintr-o țară, să nu fie doar influențări și politicieni acolo, oamenii și opiniile lor sunt o radiografie a societății și tu de la distanță poți simți pulsul societății. Uh -huh. E important și prin acești oameni și problemele și starea nației. Nu mă tem să zic asta. Și doi, e important să avem oameni și redacții care sunt pregătite oricând, cum am zis mai devreme, să monitorizeze ce face guvernarea, să penalizeze, să facă campanii de reprezentare a cetățenilor, de exemplu, cum am făcut și noi și alții lobby pentru deschiderea secțiilor în diasporă. Presa este a cincea putere și. Pune presiune nu doar pe autorități, dar și pe politicieni, așa încât lucrurile se schimbă și noi simțim asta. Noi am făcut mai multe materiale cu legea psihologului și despre cât de important e ca cei care profesează să aibă pregătire și imediat... legea asta acum da, imediat și... după uh -huh. o deputată a început audieri în Parlament. Sunt legate și știm, noi știm că ne citesc uh, deputații, oamenii din guvern și uh, uneori vedem, că, inclusiv vedem uh, finalitate destul de, de rapidă. Deci dacă noi vrem ca cei pe care îi alegem să-și facă treaba corect și bine, da. ei trebuie să știe că sunt monitorizați. Da. O mai bună treabă pe monitorizare decât presa nu o poate face nimeni. În plus... Noi suntem în niște timpuri foarte tulburi din punct de vedere informațional. În special TikTok-ul este abundat de minciuni da. și manipulatori și dacă noi nu vom susține presa liberă și independentă care nu se discurge din reclame, da. noi vom rămâne preponderent cu acești intoxicatori sau acești oameni care poluează informațional mediul în care ne aflăm și noi pur și simplu nu o să mai da. știm în ce vremuri trăim și în ce Asta țar. e mesajul meu și pentru antreprenorii care... Ar vrea să susțină presa, pe lângă faptul că ei primesc un serviciu înapoi, e și un gest de responsabilitate socială. Pe lângă faptul că eu obțin vizibilitatea apărând într-un reportaj de la voi, eu contribui ca societatea asta să fie mai sănătoasă. O presă mai sănătoasă înseamnă o societate mai sănătoasă. Și, deși cuvintele astea par așa un pic mari, dar, dar e adevărat și avem exemple de țări în care presa independentă n-a reușit să se descurce Ungaria, chiar și în România multe redacții s-au închis în România nu mai există atât de multe granturi și calitatea presiei din România știm noi cât de tabloidizată e uh -huh. și acum de fericire am văzut că mai apar redacții noi, dar e nevoie de, de voce și de și oamenii să simtă că au reprezentativitate în presă Așadar, voi cu 9 ani în urmă v-ați mutat la Amsterdam. Da. De ce ați ales această țară uh -huh. și de cum s-a întâmplat ca ea să vă rețină pe atâta timp? Eu eram o biciclistă înrăită în Chișinău și organizam și fete pe biciclete cu prietenele mele. Și pentru mine nu era negociabil. Eu vreau să merg într-o țară în care pot să folosesc bicicleta ca picioarele. Vreau aveam nevoie ca bicicleta să fie extensia picioarelor mele și Olanda este cea mai bună țară pentru asta. Noi aveam 25 de ani când ne-am mutat, ne-am mers pe bunii cu ochii închiși. Noi nu aveam, da, nu obținuse un job după căutări, soțul meu după căutări de un an, cred că. Noi aveam apartament, două săptămâni am stat luam în casele oamenilor pe Airbnb, hoteluri la 300 de km distanță, pentru că știi cât de scumpe sunt hotelurile și noi am mers cu rezerve foarte mici de bani. Și încet lucrurile s-au așezat Noi am mers cu ideea să mergem acolo să, să facem bani și din turism De asta Amsterdam este turistic Și după 5 luni noi ne-am luat casă În Olanda este foarte ușor să-ți iei casă Adică băncile pe atunci dădeau 102% De valoarea a casei Deci noi nu am avut deloc bani Ne-am luat o casă foarte mare Stai, stai, stai În 5 luni de la migrație De la mutare, Voi deja ați da. vă luați da. prima voastră casă Olanda care... este foarte prietenoasă Deci ipoteca cu... s-a bazat pe salariul lui Dan Da. Și era suficient să aibă 5 luni salariu stabil ca să poți lua Și o după 2 luni puteai să iei ipotecă, deci Olanda chiar este prietenoasă cu asta. Ne-a luat ceva timp până am găsit casa, dar noi după 5 luni am luat casă și după 6 am făcut bed and breakfast în casa noastră. În care am făcut asta aproape 5 ani, am găzduit peste 300 de oameni în casa noastră. Acum nu aș putea face pentru că suntem la 30 plus și uh -huh. nu am fi dispuși să renunțăm la confortul nostru atât de mult ca să câștigăm bani extra. Dar atunci asta, casa noastră a fost un hotel timp de 4 ani, timp în care am adunat mulți bani și i am investit mai departe și acum da... Și acum aveți mai multe case? Am avut, le-am vândut în pandemie, dar, uh -huh. dar da, pentru noi a fost. A, ideea asta cu casa, o idee foarte bună. A, și ne-a ne ajutat să să ne facem pierna asta de siguranță. De cum arăta formula asta de bed and breakfast? Voi ați cumpărat o casă? Am, și... Da, am, avem o casă cu patru dormitoare, Așa. și la etajul de sus, le ofeream turiștilor a, pe Airbnb, aveam licențe de la primărie. Și, și da, în aceeași casă locuia cineva? Da, voi. împărțeam uh, dușul, bucătăria. bucătăria. Nu știu pe bunia acum că mă gândesc, nu știu cum am făcut asta, dar eram foarte tineri și eram foarte în faza de acumulare eram, eram conștienți că asta e cei mai productivi ani ai noștri, vrem să acumulăm capital, după aia să-l investim, deci am avut așa un plan foarte bine pus la punct și în urmă cu 9 ani casele erau foarte ieftine. Noi am luat casa în Amsterdam cu patru dormitoare la prețul care acum în Chișinău e o casă similară, deci super ieftin și ipoteca noastră este foarte mică și am avut planul ăsta, noi făceam și în Chișinău Apropo asta, de am testat ideea în Chișinău Cu turiștii pe Airbnb uh -huh. Am zis că dacă funcționează în Chișinău În Amsterdam o să ia foc și cu adevărat Aveam Foarte mulți turiști Eu țin minte că soțul tău pe atunci pe când Voi vă muta Discuta, promova ideea de fire da. De early retirement. Da, asta adică a fost nostru. Pensionare pe la vreo 30-35, da. da? Adică la o vârstă când ți-ai făcut de toate și poți pur și simplu să savurezi viața ta. Mie, în formula asta, ceva mi se părea exagerat uh -huh. de idealist. Da. Acum vreau să întreb pe tine, că au trecut niște da. ani, e, de, e, e adevărat, e, e idealizat acest FIRE, acest Early Retirement sau el pe bune funcționează? El funcționează <coughs> pentru oamenii care <coughs> sunt ok să aibă un stil de viață mai restrâns, adică te setezi că o să cheltui în fiecare lună suma respectivă, la noi funcționează, soțul meu de un an nu mai lucrează și am mai avut încă o perioadă în care n a lucrat un an. Acum el a vrut și ia o pauză de, la, de carieră de trei luni, și după aia să revină. Între timp, e o recesiune mare pe piață și nu-și mai găsește job, dar noi trăim din portofoliul nostru de investiții. Nu mai avem stilul de viață atât de relaxat ca înainte, dar avem un stil ok de viață. Dar adevărul că și el, noi face, am început să investim la bursă de vreo șapte ani. E și multă educare și pentru că nu cumpărăm, vindem, dar să investiții pe termen lung. Uh -huh. Eu, personal, nu mă simt foarte confortabil să trăiesc din economii sau din portofoliu de investiții. Eu mă consider prea tânăr ca să fac asta. De asta eu în continui să mai o surse de, mm -hmm. de venit și așa, dar funcționează și știm oamenii, recent am fost în SUA și am întâlnit oameni de 35 cu doi copii care s-au pensionat complet. Și trăiesc din portofoliu de trăiesc investiții. Trăiesc din portofoliu și se ocupă de pasiunile lor. Eu nu pot, eu am nevoie de mai mult, eu n-aș putea să croșetez doar. Eu am nevoie de activitate mai mare și vrei, nu vrei, dacă ai câteva activități, ai și ceva venit. Hai să le explicăm iarăși oamenilor ce înseamnă să trăiești dintr-un portofoliu de investiții. Deci, investești în fiecare lună o parte din bugetul tău, așa cum am făcut noi în timp de 5 ani până se naște copilul nostru. Investești fie în acțiuni private pe bursa americană, companii cum ar fi Facebook, Netflix, oricare. Twitter, da, Apple. Sau așa? sunt ETF-uri, un fel de... Fonduri, de investiții. fonduri în care sunt cele mai bune, tot felul sunt mii de etf uri cele mai bune 500 de companii din America, cele mai bune companii uh -huh. din Europa. Și investești, sunt un tip de investiții care nu este foarte riscant. Și în timp cresc pentru că s-a întâmplat și inflația, portofoli, noi am, portofoliul nostru a crescut de câteva ori, mama mea locuiește în Amsterdam și are portofoliu de investiții, îmi scrie, uite, azi -o, e mai ieftin prețul la Berkshire, cum crezi? Merită să iau azi o acțiune sau nu? Și nu vine să cred că eu am discuția asta cu mama și mătușa mea, care tot locuiește de acolo, investește și e pe piață, și noi am ales în Olanda să nu investim în pensie. Așa fac foarte mulți olandezi. Uh -huh. Olanda are rata cea mai mare de investitori la bursă și ei au grijă de pensia lor. Și asta facem și noi, dar și legislația ușurează un pic, deși și Moldova este destul de prietenoasă, pentru că Dan are și un mic club de investiții pe Telegram și sunt foarte mulți, multe persoane din Moldova care fac asta deja lunar, investesc 10 sau 15% din salariul lor. Într-un fond de pensie Da. Într-un fond de investiții sau în companii private și portofoliul cu adevărat crește. Uh -huh. Da. Ai menționat de mama și mătușa. Deci, uh -huh. în afară de faptul că voi v-ați mutat încolo, în prima perioadă știu că mama venea în vizită, mai ales când a apărut să bebelușul să vă mai ajute, dar la un da. moment dat s-a întâmplat tranziția definitivă. Ea locuiește acolo la Măserta? Da, mama s-a mutat când eu avea șase luni, adică abia când a început pandemia. Ea oricum visa să meargă în Italia, să se mute de tot în Italia sau să lucreze acolo, dar s-a început pandemia și numai Italia a avut o perioadă foarte grea pandemică. Și a venit în Olanda și s-a integrat perfect. Mama, care nu vorbea nici engleza, nici olandeza, mama înflorește. E una dintre bucuriile mele în viață să văd pe mama atât de schimbată, pentru că mama a locuit în sat toată viața și... Şi a fost femeia asta umbrelă care ajută toate rudele, toți socrii, părinții, ea fiind și soră medicală, toate bunicele de pe stradă o chemau noaptea să-i fac, să le pună injecții. Și dintr-un om care a servit tot timpul comunitatea și pe toți, eu o văd pentru prima dată în etapa în care ea se servește pe sine cu graniții personale sănătoase, cu câștigă, are clienței ei, toți clienții o ador. De recent a început să facă niște ateliere de gătit plăcinte. Am văzut. O... Și eu sunt impresionată și eu tot timpul în copilărie am avut intenția mea să nu fiu ca mama și acum vine să plâng, eu vreau să fiu ca mama și eu cred că sunt ca mama și e foarte empowering. Da cu atât mai mult că tu știi că tu ai avut un rol esențial la această schimbare. Uh -huh. Dar de ce tu nu vrei să fii ca mama? A, pentru că mama și, și a dedicat toată viața să-i slujească pe alții și eu am zis că eu nu vreau să fac asta, eu vreau să fiu independentă. Mama a trăit într-o relație lungă în care ea câștiga foarte puțin și tata câștiga mult și exista și multă desensiuni pe, pe partea asta. Și n-am avut ocazia să o văd pe mama așa cum este ea pe bune, pentru că a fost tot timp în griji, probleme și e o mega revelație și mă bucur mult că am șansă să o văd la 30, cel puțin să o descoper. Și noi acum mergem cu bicicletele, 60 de kilometri, cu fetele, pedalăm, stăm la hotel, ne distrăm și nu-mi vine cred că gustat din toate farmecele Amsterdamului cu mama? Da, toate. Și mama împărtășește? Această da, libertate Da, mama este foarte deschisă la minte Dar Amsterdamul e mai conservativ decât pare Că în minte mama după ce s-a mutat M-a întrebat după vreo lună Dar unde sunt toți gay? Că nu văd niciunul uh -huh. Deci Amsterdamul chiar e un oraș foarte conservativ Față de alte, alte orașe ca Barcelona Sau ca Roma chiar Deci olandezii sunt destul de retrași și pudeci În foarte multe aspecte și mm -hmm. foarte așa țin la intimitatea lor uh, și o societate foarte cum se cade și de asta cred că îi place, dar și uh, mama e foarte deschisă uh, foarte deschisă la tot Este Este Olanda, țara în care voi vreți să îmbătrâniți? Uh, da, ne simțim foarte bine acolo, ne deranjează foarte tare vremea foarte tare, după 9 ani iernele astea gri care țin 6 luni ne deranjează foarte tare, ne gândim poate ar fi bine să încercăm pe un an sau doi să ne mutăm în altă parte, dar încă ne mai gândim la asta Ce te face să iubești această țară atât de mult? În afară de biciclete Modestia și felul ăsta frugal al olandezilor eu sunt destul de zgârcit așa ca om și prefer să nu cheltui banii, să țin așa, să-i adun. Olandezii sunt așa. Olandezii au decis că ei mâncarea nu le aduce foarte multă plăcere, hainele nu le aduc foarte multă plăcere, mașinile nu, casele le aduc plăcere de asta și investesc foarte mult în case și călătoriile, da. Și foarte clar așa, să-i vezi cum sunt foarte economici. Economisez foarte mult, dar vecina mea de 65 de ani, care tot așa e foarte frugală la, la reduceri, tot cumpăr. Dar după aia merg în, la Polul Sud cu expediție de 20.000 de euro. Uh -huh. și zic, mm. Deci, ei uh, au decis ce le aduce în viață plăcere și investesc foarte mult acolo și, în rest, au un stil de viață foarte modest, vine și din calvinism, de religia lor dar mă regăsesc foarte tare în tipul ăsta de a străi viața modest, în liniște, cu chestii care nu arată a fi scumpi, deși toți... Totul e de bună calitate? Da, exact. Și plus, lips... demnitatea asta cu care merg prin lume, bine, dar și istoria lor, istoria a fost mai mult de partea lor decât a noastră, dar îmi place simplitatea și bunul simț și în timp de 9 ani cât sunt acolo nu am fost niciodată discriminată sau cineva să vorbească cu mine că nu sunt de-a locului urât. Da, tu ai zis ceva mai devreme că ai plecat din Moldova fiind foarte supărată pe țara asta pentru că îți pleacă toți prietenii. Da. Asta a fost singur motiv care te-a făcut să zici dacă pleacă prietenii plec și eu? Eu simțeam că am deja 23-24 și nu am văzut lumea și mă gândeam că ar fi un motiv bun acum să plec ca să văd dacă îmi place să fiu peste hotare. Soțul meu nu vrea deloc, el era atașat, abia a început și cariera, deci a fost multă muncă. El de este convingere. în IT, da? Da, e în IT și abia a început și cariera în Chișinău, îmi plăcea compania, colegii. A fost multă muncă de convingere, dar lui îi place foarte tare Olanda și pentru el acum revenirile acasă sunt mai grele. Eu, ce am înțeles, că îmi place foarte mult și mă simt bine în societatea olandeză, dar identitatea mea națională este foarte puternică, niciodată nu voi fi dezrădăcinată. Eu simt foarte multă apartenență la cultura românească, merg des în România, vin foarte des la Chișinău cu job și nu doar. Și simt că asta identitatea asta puternică națională m-a ajutat să am o ancoră foarte puternică și niciodată nu am avut dilema cine sunt eu, ce caut aici. Pentru mine este foarte clar ce caut acolo. Eu sunt româncă, moldoveancă, eu am venit acolo ca să aduc plus valoare și acelei societăți, am venit un om adult cu facultatea terminată cu un set de abilități în care au investit alte țări, Republica Moldova și România, pentru că am făcut facultatea România, am venit să plătesc taxele la voi, nu mă mai simt impostoare, sunt un cetățean bun, respectuos, aduc plus valoare acestei țări, dar eu știu, știu din ce a luat sunt făcută și de asta poate nu m-am simțit intrusă acolo niciodată. Da, știu că nu, nu este cazul tuturor migranților, dar pentru mine e important să am fundația asta și să știu din ce lume vin și cărei culturi aparțin și restul sunt cărămizi care apar deasupra, dar fundația rămâne aceeași. De asta încerc cu Teo la fel să-i clădesc fundația asta românească și de apartenență foarte puternică, așa încât el probabil nu o să rămână în Olanda, o să se mult în alte țări și e important să ai niște rădăcini, o ancoră... Um, la care să, ca un punct de referire. Limba română este primul lucru care transmite această da. identitate, nu? Limba română, literatura, muzica. Teo are patru ani jumătate, dar el până pe la patru vorbea în limba română la grădiniță. Uh -huh. La el cred că am exagerat cu identitatea, când ne sunau educătoarele și ne ce cuvântă e asta. Deci, pentru el, limba română deocamdată este limba principală, engleza și olandeza deja pe locul doi. Dar mă bucur tare că poți să-i asta și e posibil, chiar și de la distanță. Mulțumesc pentru întrebare! Oxana, tu debordezi atâta încredere în tine. Crezi? Mulțumesc! Eu sunt sigur că și cei care se uită o să zică uite la dânsa, zice că e și zgârcită, și e liberă, și feministă, și așa, și pe dincolo. Uh... Calități. Eu, de uh -huh. fapt, cred că dacă este să-i dorești unui om ceva cu adevărat necesar, e să-i dorești încredere în sine. De acord. Că de acolo pornesc toate. Tu vin totuși dintr-o zonă mai îndepărtată de urbă, unde poate această încredere în sine e mai e, e dictată de circumstanțe, de, de școală, de mediul în care te afli și cu cine comunici. Asta ți-a fost cultivat de părinți? Asta e o chestie care, pentru care tu au trebuit să muncești, mm -hmm. să o dezvolți? Asta e terapie? Asta ce este? Mama mea a divorțat de tatăl meu biologic când aveam trei luni și până la trei ani am locuit la, la bunici. Perioada în care am fost inundată cu iubire și simt acum făcând introspecție, simt că acolo mi au fost clădit. Bunelu. Bunelu și bunica și toți care simțeam că eu sunt un copil fără tată și au nevoie să supracompenseze. Deci eu am simțit foarte multă iubire. Și deși mama s-a recăsătorit la, la, când eu aveam trei ani, am avut un tată care a fost foarte bun cu mine. Nu m-am mai simțit atât de specială, dar până la trei ani, toată iubirea asta care am simțit că au venit în valuri foarte mari, m-a făcut să cred că eu sunt specială și demnă de iubire. Și chiar dacă după aia n-am mai simțit atât de mult, a fost un fundament foarte bun. Și doi, cred că ieșirea asta în lume cu radio cu revistele, mi-a dat eu eram în sat, părinții mei erau, nu aveau foarte mulți bani și urmăream prin ziare, cum acum cu Instagram-ul, copiii de, pe la liceele din Chișinău și știam că eu să meargă la facultăți peste hotare și simțeam un pic de, un fel de invidie. Și mergeam la cenacuri literare la, la Chișinău, l-am cunoscut atunci pe Andrei Bolocan, care avea vreo 18 ani, și simțeam atunci că dacă eu depun un pic de extra efort, nu mai contează că sunt într-un sat de la granița cu Transnistria, care nu știu de nimeni. Și cred că m-a ajutat foarte tare. Am simțit că există egalitate de șanse, chiar dacă nu ai bani. Și asta m-a propulsionat foarte tare, și. dar am și în mine un fel de. nu pot sta locului. Uh -huh. Și pentru mine tot timpul e important să faci ceva, și cu cât mai mult faci, cu atât mai mari șanse e ca unele lucruri să-ți iasă. Și asta tot îți clădesc încrederea în sine. Și doi, experiența mea personală, pentru că eu împărtășesc foarte mult și cu urmăritorii, și în viața de zi cu zi sunt foarte deschisă, dar asta pentru că. Eu nu am avut niciodată de suferit pentru că am împărtășit mai mult, că am făcut oversharing și noi am crescut în cultură în care fericirea iubește liniștea. Eu, pentru mine, eu nu rezonez cu asta. Cu cât mai mult am vorbit, cu atât mai mult am avut de câștigat. Cu cât mai mult împărtășesc o idee, cu atât mai mari șanse să găsesc adepți, adepți ai cei idei și noi să ne, să ne combinăm și să lucrăm împreună la ceva. Cu cât mai mult vorbesc despre, nu știu, dilemele mele personale, aflu că ele, de fapt, sunt dileme comune și nu ar trebui să mă tragă atât de tare la pământ, pentru că sunt niște dileme umane, general umane. Deci tu nu auzi la adresa ta de ce te expui atât de mult? Uh, uneori, da, dar nu cu ură, chiar cu admirație. Și dacă aș fi avut măcar un incident, nu știu, cineva să-mi fure iubitul pentru că eu l-am lăudat că el este foarte bun, sau să pierd o prietenie, sau să pierd o oportunitate de muncă, uh -huh. poate ar fi fost un precedent, dar eu chiar cred în bunătatea oversharing-ului care aduce plus valoare la mulți oameni. Și eu vorbesc, că eu sunt foarte activă pe Instagram de 14 ani uh -huh. și în fiecare zi aproape mă convinc că cei ce împărtășesc eu, după luni sau zile sau ani, vin roadele, oamenii îmi scriu am văzut că ai făcut o asta, am încercat și eu. Mai ales că am vorbit și despre investiții vreo șase ani urmă, dar eu nu vorbesc foarte mult, că nu este domeniul meu, mai mult soțul meu se copac cu asta. Și am avut niște live-uri cu Dan și după aia, luna asta, anul ăsta mi-a scris cineva, o mamă, se mulțumesc că este mamă singură și ea în urmă cu 5 ani a început să investească și deși are doar un salariu, a reușit acum și ea o ipotecă și o casă foarte bună pentru că avea, au crescut foarte mult în timp investițiile și eu sunt șocată de, și nu mă mai tem de termenul influențier, Eu chiar cred că influențez. Am vorbit, am perioade, am avut perioade când am vorbit despre cărțile pentru copii și eu văd la oameni pe stories toate cărțile recomandate de mine în biblioteca lor și uh -huh. asta mă responsabilizează. Uneori mă tem un pic de gradul de responsabilitate, dar încerc și să fiu atentă cu ce recomand, despre ce vorbesc. Când lansez opiniile mele personale, încerc să fiu foarte empatică, mai ales că am vorbit foarte mult despre maternitate după ce s-a născut Teodoraș și am încercat tot timpul să nu lezez uh, sentimentele altor femei, să nu mă laud prea tare, deși uneori îmi vine să mă laud. Uneori mă plâng foarte tare, dar uneori îmi vine și să mă laud, dar tot timpul încerc să țin cont și experiența asta vine și din presă, pentru că noi și la Moldova o încercăm să ținem cont, cum prezentăm, așa ca să nu lezăm alți oameni. Deci tu nu crezi că expunerea poate fi exagerată, ea trebuie să fie de bun simț, dar atâta timp cât tu ai aici da. împărtăși, nu trebuie să te temi să faci asta. În acest context, de exemplu, noi avem destul de multe femei care au ieșit în prima linie, deputate, președinte, da. care sunt foarte departe de oameni a arăta ce se mai întâmplă în viețile lor. Și, în același timp, noi o avem, ca exemplu, pe Hasin Darden, de uh -huh. exemplu, da? da. și mai sunt, mai sunt femei lidere care nu au nicio problemă să pună un selfie cu soțul sau să spună că au mers într-un hike sau că le-a plăcut mâncarea. Uh -huh. Tu simți nevoia, ca om care crezi că oversharing-ul e bun, uh -huh. ca să aceste femei care au ieșit în față să fie o leacă mai aproape de oameni și a expune da. ce se întâmplă în viețile lor. Da, pentru că te umanizează foarte tare și atunci când vezi doar o parte a succesului, faci ca ceilalți să se simtă prost, să creadă că ei sunt, au doar eșecuri și mi se pare incorrect să arătăm doar finalitatea unor procese. De asta pentru mine a fost. E foarte important, bine, eu nu fac over în sensul în care povestesc toate perțurile din casa noastră. Dar tu ești destul de deschisă da. cu oamenii. Pentru mine este important ca oamenii care mă urmăresc să mă vadă în toate ipostazele, să vadă și luptele, nu doar câștigurile. De asta inclusiv eu am început să am am scris un roman și am povestit pe parcurs cât de greu este să faci asta în timp ce ai un copil și un job. Uh -huh. Nu-mi place atunci când oamenii vin pe nepusă masă și zic Am lăsat o trilogie cu trei cărți sau lansez acum un film Pentru că mi se pare, nu mi se pare echitabil față de audiență Să nu arăți greu din spate Și exact așa și cu relațiile Arătăm partea foarte frumoasă a relațiilor După aia anunțăm că am divorțat Dar pe parcursul ăsta între relație foarte frumoasă și divorț E foarte mult, e și multă muncă și multe lupte care nu cred că ar trebui să rămână așa ascunse. Pentru că oamenii au doar două părți, foarte bine și foarte rău. Dar există mult și între. Vreau să spun personal, din experiența mea, prin câte greutăți trecem noi cu organizarea de evenimente, câte țepe ni se fac, da. eu nu apuc niciodată să povestesc despre ele, dar nu pentru că n-aș vrea. Uh -huh. Și pentru că, de exemplu, omul care ne-a tras o țeapă, eu încă urmează să-l abordez. Eu dacă yeah. încep să vorbesc despre el uh, povestind cât de neghiob este, eu am pierdut această relație. Dar tu cred că reușești să transmiți, nu neapărat trebuie să dăm detalii foarte așa exacte, dar cred că tu reușești să transmiți munca din spate și mi se pare, asta mi se pare valoroasă la tine. Deci tu mi se pare sugestia asta ta, gândului tău, în special pentru creatori, uh -huh. să împărtășească partea întunecată a procesului de creație. Da. Să arate uh -huh. adevărul despre crearea unei cărți, film uh -huh. sau orice a fi. Pentru că oamenilor, pe urmă, le apare întrebarea de ce asta costă 290 de lei? Da, exact. exact. Ai primit așa o întrebare despre cartea ta? Uh, nu, nu, dar eu am și povestit de ce și am intenția să mai povestească uh -huh. despre costuri. Oksana, Mulțumesc. a scos prima sa carte. Mulțumesc. Prima. Da, prima. Se numește Călin și Nina. Da, este o carte Și eu copii. urmăresc parcursul tău, drumul spre scritură, pentru că mi s-a părut extraordinar momentul celălalt când te-ai înscris la o școală de scris da. și când tu împărtășeai procesul. Pentru mine era foarte curios să înțeleg cum poți un om să-l înveți să scrie. Sunt niște taine, poți. niște secrete, niște rețete care te ajută să, să scrii. Da, sunt foarte multe tehnici, dar de ce am împărtășit foarte mult pentru că acest curs de scris sau. Asta e... sarcina, da? La uh, acasă? Da, noi ne-am înscris 10 femei uh, din România, toate era un curs uh, din România care a ținut 2 ani. Toate erau mame. Cu excepția unei unei fete, și uh, mi se pare foarte important să vorbim despre literatura care a fost scrisă de bărbați până în 90-2000, și de ce s a produs atât de mult, uh, multă literatură scrisă de bărbați, pentru că ele, ei aveau soții care aveau grijă de gospodărie, de casă, și jobul lor era să scrie. Și așa, e un pic de disonanță cognitivă, pentru că noi uh, credem că cărțile se scriu, nu știu, într-o lebu sau drum spre muncă, dar de fapt ca să scrii ai nevoie de spațiu și din astea 10 femei, noi rare ori când, deseori de fapt eram 3 sau 4 la curs, pentru că un copil are varicelă, unul are răceală, la unul la grădiniță și o muncă imensă pe care o faci foarte greu dacă ai copii, familie, carieră, etc. De asta mi s-a părut foarte important să vorbesc despre procesul din spate, dar a fost foarte valoros să fiu cu aceste femei și să ne mobilizăm una pe alta. Primeam sarcini pentru acasă, tehnici. Și cred că cel mai mare valoare a acestei școli a fost contextul în care eu să scriu și a, școala a ținut doi ani, am ieșit cu un roman de acolo pe care o să încep curând să le editez și sper să apară la anul, dar mi-a dat context să scriu, pentru că altfel nu-ți faci, nu -ți faci. Și eu, de fapt, nu am îndrăznit vreodată să vesez să fiu scriitoare, pentru că niciodată n-am văzut o femeie scriitoare, fiind elevă, adolescentă. Nu exista opțiunea asta, nici măcar n-am îndrăznit să mă gândesc. Dar după ce l-am născut pe Teo, mi-am dat seama că e foarte multă rutină acolo și am nevoie de un spațiu în care să, să creiești, și un spațiu cu finalitate, pentru că nai ai copil, nu ai treburile zilnice, nu au finalitate. Și aici ai scris o pagină și a doua zi revii la laptop și ea este acolo, fizică. Și mai scriu o pagină, mai scriu o pagină și se adună, se adună ceva. Și am nevoie să scriu pentru că am, am multe povești, eu am, am așa, am mocnit până pe la 18 ani în sat am adunat atât de multe povești și în general am așa ureche și predis... sunt predispusă să adun în mini povești, curiozitate. Și abia la 32 am îndrăznit să mă gândesc că eu aș putea poveștile astea să le scot în lume. Bine, și contul de Instagram, pentru că eu fac foarte mult storytelling pe Instagram. Asta vrem să întreb, este asta și o metodă de a-ți monetiza influența? Sper că da, în viitor asta a fost în o ediție de test, am scos o carte pentru copii, la cărțile pentru copii costurile sunt mult mai mari ca un roman, pentru că am plătit ilustratoarea și tipografia și machetarea și costurile chiar sunt mai mari ca o carte pentru adulți, am vândut deja 400 și ceva de exemplare și aproape mi-am acoperit toate cheltuielile și investițiile mele Pentru că este o editură independentă da. deci tu ai suportat absolut toate da. costurile și designul și machetarea da. și tiparul și de curiozitate ai ajuns deja și la distribuție? Unde ții cărțile? unde ce depozit? Păi eu am distribuție în trei părți în uh -huh. Chișinău, în București și în Amsterdam uh -huh. și am pus așa totul foarte bine pe roate, din Amsterdam trimit în toată lumea, ajung în trei zile cărțile peste tot, în Chișinău ajunge a doua zi, în București la fel, spre toată România, deci M-a ajutat și experiența din spate când am mai lăsat revista la Moldova Work și știam bucătăria din spate, mm -hmm. deci totul este foarte bine pus la punct. Am recuperat investițiile, nu știu dacă o să fac mare profit, pentru că am și lucrat un an jumătate, deci foarte mult timp o din să partea fac. mea. Important Mulțumesc. este să nu trăiești sentimentul că deja toată lumea știe despre cartea ta. da. Și să nu ai sentiment, Mulțumesc. că mai bine nu spun că, pentru că e prea repetitivă. Mm -hmm. Publicul se schimbă, orele la care tu comunici se schimbă. Eu, din experiența mea cu cele două cărți, eu tot așa des am primit reacții din astea. Hmm, carte de bucate. Da. Carte de bucate. Dar asta a fost așa o muncă de mare. Da. Și sunt în 2015 am scos prima carte. Sunt, iată, 9 ani. Eu, în continuare, lunar, am venit din vânzările acestei da, că acestor felicitări. cărți. Azi erai aici, când da. am mai dat două cărți, pentru că, de fapt, investiția în așa ceva e o sursă pasivă de venit. Asta e și intenția mea, probabil o să mai scot, dar, pe lângă intenția mea personală, cred că e important să avem uh, asemenea lansări. Uh, Ivanca este și ea din, din Chișinău, deci noi, două fete din Chișinău, am lansat o carte care sunt sigur că o să fie valoroasă și peste 10, peste 20 de ani, pentru că vezi și tu calitatea ilustrației. foarte, foarte frumos. Cartea Mulțumesc. Felicitări e minunată și pe interior și pe exterior și mesajul pentru bunelul. E foarte fain și vreau să te întreb, pentru că asta e meșteșug. Uh -huh. uh, cred că vreo câteva luni în urmă am văzut pe cineva care se lăuda cu o carte pe care a scris-o cu ai ul uh -huh. Și vedeam autorii locali care se indignau de ce aceste cărți au fost puse într-un articol cu 10 cărți recent publicate pe care vi le recomandăm și nu știu ce. Cred că Iată... am văzut și că am fost introduse și în programa școlară, nu Ceva... sunt sigură, trebuie da. să... Și aici vreau să te întreb, pentru că tu ai făcut acest meșteșug. Uh -huh. Tu cum reacționezi la produse create cu o inteligență artificială? Uh, nu mă deranjează și cred că sunt e loc pentru toate tipurile de cărți. Eu am în biblioteca lui Teo cărți de tot felul, ilustrații de tot felul și avem și câteva făcute pe calculator, dar eu simt unde este atracția lui și simt că plus valoarea în timp e la acest tip de produse și simt și emoția și, și, ca cumpărător, pentru că părinții dau banul, ca cumpărător vrei să aduci în casa ta un obiect care nu-ți ocupe spațiu degeaba și are plus valoare. Da. Și exact la asta, la romane și literatură pentru adulți, pentru că se citește mai, mai puțin, dar e foarte important să avem oameni care documentează realitățile de acum. Romanul meu este despre 2004, cam atunci are loc acțiunea. Și, ca valoare documentaristică, chiar dacă este ficțiune, e important să avem această literatură, pentru că o citești peste 20 de ani și ai în, într-un roman de 200 sau 300 de pagini, la foc mic, intre în esența vremurilor de atunci. Noi nu prea producem filme, dar filmele sunt așa la foc mai rapid, dar într-o carte te cufunzi și simți în profunzime cum era, ce. De avea oamenii atunci, uh -huh. și noi ne lipsește foarte tare. Noi am avut multă literatură până în 90 romane, după aia s-a luat o pauză, dar ele sunt foarte valoroase, de asta trebuie să încurajăm oamenii să, să scrie, să creeze pentru uh -huh. mine cartea Tatianei Țibuleag pentru că eu am fost crescută la țară era o realitate complet nouă eu, Chișinău era altă realitate față de un sat în care 99% erau moldoveni uh -huh. noi nu am simțit atât de tare cum e să ai conflictele astea cu vorbitorii de rusă cum trebuie să renunți total la identitatea ta ca să fii acceptat de gașca ta de prieteni, deci pentru mine care, eu sunt destul de documentată și la curent cu tot ce se întâmplă în țară, dar un roman te face să intri în esență așa cum alt tip de conținut nu reușește. Și mi-e foarte important să avem scriitori. Ce ai vrut să transmiți prin această carte? Dragostea mea pentru povești e o carte scrisă în rimă pentru că am observat că copiilor le place foarte tare muzicalitatea și e o poveste care eu am o tradiție cu, cu băiețelul meu, mai întâi citesc o carte sau două și după aia el îmi zice, acum mi povestește una din capul tău. Și așa trebuie să inventez ceva. Și așa a, a apărut ideea asta cu furnica care a venit la un băiețel care lua prânzul și asta chiar s-a întâmplat așa, de la o situație pe care a trăit-o Teo la doi ani. Am început să dezvoltăm, să adunăm scene inventate, aventuri și e o poveste de prietenie Dintre un băiețel și o furnică, cu care el ajunge să se împrietenească și pe ascuns, construiește o casă pentru ea și pentru tot mușuroiul pe care ea îl aduce din grădină, într-un pantof de la tatăl său. Și este o casă despre prietenie și aventură, și da, am primit feedback foarte frumos. Eu am scris-o, era povestea mea, am lansat-o în lume, habar nu aveam ce fel de impact poate să aibă. Și acum aproape zile ne primează videouri de la mame în care copiii lor construiesc case pentru furnici sau strigă Nina, Nina când văd o furnicuță și eu sunt uh... povestea, puterea povestilor este, este mare. Știi și... că poți să mergi cu ea la concursuri, că da. poți să-i încerci gloria pe internațional. Da. Unde oamenii pot să găsească această carte? La mine pe site, mi-am făcut un uh -huh. site, eu timp de trei ore, oxeneasco.eu sau la Cărturești. Uh -huh. Da. Și o poți livra în toată lumea. Da, o pot livra foarte rapid în toată lumea. Și pentru mine a fost și un pic greu să decid să o fac self-publishing, pentru că, făcând și școala de scris și așa, urmăresc lumea literară, e mai prestigios să o scoți cu, cu o editură, o editură cunoscută. Mm -hmm. Dar, între timp, mi-am dat seama că oamenii, dacă e o poveste bună, ia o să prindă cu sau fără ajutorul unei edituri, dar am avut nevoie să, să am o confirmare foarte puternică că este o carte bună, de asta am avut o editoră, Ioana Văcărescu din, din București, care i a avut ultimul cuvânt, mi-a sugerat unde trebuie să îmbunătățesc, altfel cred că nu aveam curajul să, să o scot pe cont propriu. Te gândești să te aprofundezi în scritură? Da, mi-ar plăcea foarte mult. Deocamdată timpul meu, o bună parte din zi merge la Moldova Work și la scriere de proiecte și rapoarte și visul meu este să deleg mai mult și să am mai mult timp pentru scris, pentru că văd, cu adevărat văd valoarea literaturii. Eu am luat o pauză foarte mare de la citit, de la, o, de la 18 până la 30 n-am citit literatură, ficțiune deloc și credeam că s-a dus trenul ăsta, că nu mai este plus valoare pentru că citește rezumate, după 30, după ce am devenit mamă, am început să citesc așa compulsiv și sunt șocată cât de tare mă îmbogățește emoțional. Uh -huh. Pe lângă documentaristic, este îmbogățirea asta emoțională care nu o găsește în altă parte și de asta am îndrăznit să visez, să devin scriitoare și să scriu. <laughs> sunt foarte așa entuziasmată că mi-am găsit, ia că la 30 ceva, mi-am găsit un... Scop nou. Și scopurile astea te elementează, știi, și tu. Nu știu cât o să mă țină, dar mă văd scrie în toată viața și scritura devine bună în timp. Sunt sigură că nu trebuie să dai, nu știu, jackpot-ul deodată cu prima carte. Ai început să ai frici că s-ar putea să fi fost doar pentru una... Și aici uh -huh. termină creativitatea... Nu, eu explodez de, de povești, eu merg pe drum și vorbesc în capul meu, vorbesc singur. Nu, eu așa am fost din copilărie. Eu am nelimitat, eu inventez lui Teo trei povești separate pe seară. Uh -huh. Eu o să am timp să le aleg pe cele mai bune și să le dezvolt. Asta e provocarea mea, dar simt că simt că este, este mult spațiu în capul meu și foarte multe povești adunate. Dar mai trebuie să învăț să le scriu bine și asta este un proces care ia timp și eu vin din presă în care stilul de scris e un pic altfel dar citesc mult citesc foarte mulți autori români acum o explozie și simt că am potențial ca în timp să devin chiar bună la asta sper zilele trecute tu aveai o postare pe Instagramul tău povestind mm -hmm. despre orașul în care te-ai cunoscut cu soțul tău Dan. da voi aveți 11 ani de căsnicie? De relații, și 9 de căsnicie. Și după acea postare, în Instagramul soțului tău s-a umplut de confesiuni. Da. Eu ne nefiind urmăritoarea lui Dan, dar Andrei este urmăritor, mi-a zis, tu ai văzut ce a postat Dan? Ce a postat Dan? Bă, și am bă. mers acolo și am stat o seară, am mers de două ori prin aceleași stories. În primul rând eram nerăbdătoare să văd încotro merge istoria <laughs> și apoi după asta să citesc încă o dată să văd dacă nu mi-au scăpat anumite cuvinte. Uh, tu ziceai despre oversharing uh -huh. Când tu nu vezi o problemă în a povesti oamenilor da. prin ce treci Pentru că oamenii nu trebuie să cunoască doar finalitatea fericită, ei Trebuie să cunoască procesul facerii și greutățile Voi mai tot timpul ați fost N-ați făcut din asta mare expiționism uh -huh. Dar tot timpul ați fost un, cuplu, un power couple dar și el simte că Overseering-ul ajută. Adică noi suntem pe aceeași unde am fost întotdeauna. El, dacă ar avea energia mea, ar, ar fi fost influencer deja de mulți ani. Deci, voi ați fost în prac de divorț? Uh, Sau încă Da, ne-am. Ne nu, nu, nu mai suntem. Ne -am, am luat în calcul opțiunea asta, inclusiv cu câteva luni, pentru că, deși relația noastră tot timpul a fost funcțională și a fost un motiv de mândrie pentru mine, um, mi-am dat seama Că de fapt eu toată viața nu am vrut să fiu ca mama Pentru că mama tot timpul a slujit Așa, ca în toate familiile de Moldova Bărbatul pe un pedestal înalt Și noi cei care îl slujim Și mi-am dat seama că eu Niciodată nu o să fiu ca ea dar de fapt eu, eu eram fix ca ea doar că varianta modernă în care eu nu spăl ciorapii, pentru că Dan este un, un, bărbat foarte independent, nu gătesc 15 feluri de mâncare, dar eu supracompensam foarte mult în relație. Relația pentru mine era un job full-time după Moldova Work, în sensul în care nimeni nu cerea asta, dar la mine era o parte din creiere și spațiu în care în fiecare zi mă gândeam ce pot să fac ca relația asta să fie mai bună, ce pot să fac ca noi să progresăm pe partea asta, ce pot să fac ca nouă să nu ne mai despară să fim mai apropiați fizic, ce pot să fac ca el să simte că a câștigat la lotul având o soție ca mine. Și eu credeam că așa în toate cuplurile și credeam că efortul, e nevoie de atât de mult efort ca să meargă o relație și la noi mergea, pentru că eu depuneam atât de mult efort pe care el nu mi-l cerea. Dar la un moment dat mi-am dat seama că am avut realizarea asta că de fapt eu sunt mama în varianta 2.0, feministă, și eu, noi organizam, nu știu, mese pline, dar eu organizam călătorie, așa, încât noi să ne conectăm. Și era foarte mult efort și mi-am dat seama că el face join la toate inițiativele mele, dar eu simt că trag singură la căruța asta. Și deja, deși aveam o relație foarte fericită, odată la ceva luni aveam realizarea asta în care mă gândeam, Ah, dar, de fapt, noi suntem atât de conectați. Pentru că, că, că tu faci asta. pentru că eu fac asta constant. Și asta e o muncă de fundal. E ca și cum avea un motor care rulează continuu. Și de Dan se simțea fericit pentru că eu îi vreau. Și pentru mine, pentru că am văzut un ăsta de bărbați care nici măcar nu erau încântați să se alăture inițiativelor, având un soț care se alătura cu bucurie inițiativelor mele, pentru mine era sentimentul că am câștigat la loto și am cel mai bun sos din lume și eu cred că el este cel mai bun sos din lume, dar atunci când eu am decis că nu mai vreau să trag atât de mult și nevoie și el să facă, pentru el a fost o surpriză că noi eram de 10 ani împreună și constant, odată la ceva luni îi reproșam că nu funcționează, deși între timp aveam o relație perfectă. Și combinat cu pierderea, provocările lui în carieră, el a înțeles, i-a apărut un soi de smerenie și în sfârșit l-am simțit cu urechile pregătite, și să mă ascult, nu doar să mă asculte, dar să mă înțeleagă. Și am început să facem terapie de cuplu și probabil eram și ambii la etapa în care suntem Atât de pregătiți eram atât de era ultima noastră scăpare și am mers acolo cu inima foarte deschisă și nu vreau să zic că asta e singura soluție, dar pentru noi fiecare ședință vine cu atât de multe revelații, sunt atât de multe chestii pe care nu ajungi să le discuți, mai ales dacă ai copil. Cum vezi tu cuplu și ne-am dat seama după 11 ani că noi avem viziuni foarte diferite. Eu am trăit într-o familie în care nu era perfectă, dar mama și tată aveau o relație foarte activă, în sens, ieșeau seara la plimbare, chiar dacă noi stăteam în sat, uneori mergeau la hotel, eu eram adolescentă și am văzut tipul ăsta de relație, în care e foarte. Și e, pentru mine asta era răspunsul Trebuie să ai o relație în care tot timpul ești apropiat Și faci chestii împreună și la 50 și la 60 de ani Și pentru el e, era mai degrabă ideea de relație așa cosmică În care lucrurile merg de la sine Dacă două suflete sunt cu adevărat pereche și Dar sfârșit, nu e așa Nu e așa deloc Și în sfârșit ne-am întâlnit la mijloc Terapia funcționează atât de bine Suntem foarte conștienți Ne facem exercițiile, temele pentru acasă și avem, da, foarte multe revelații care nu ar fi ajuns la noi dacă nu aveam un traducător care să stea alături și să interpreteze, să traducă în principiu, pentru că de multe ori noi transmitem o idee sau o plângere sau o doleanță și ea ajunge distorsionată la cealaltă. Dă-mi un exemplu de temă pe acasă. Uh, nu știu, noi acum am făcut uh, nevoile cuplului, de exemplu. Uh -huh. Uh -huh. Sau felul în care gestionează un conflict. Și noi acum, când avem certuri, le facem. Uh, hai, vorbește tu. Spunem două lucruri care te-au deranjat azi, două lucruri care te-au deranjat la tine și un lucru care te-au deranjat la, la, la sine. Uh -huh. Și uh, te Adică, te duci în zona safe, în care noi discutăm, doar pe cortizol și emoții, și noi suntem șocați că există instrumente de genul care, da, ne-au ușurat foarte tare și ne am apropiat. Și sunt foarte mândră de el uh, că împărtășește asta și foarte mulți bărbați îi scriu. Deci sunt un pic șocată de așa, vulgările pe care l au pornit el, dar în mod foarte mă fascinează că el are deschidere să, să facă asta și doi de impact. Îl urmăresc mai mulți bărbați care și-au dat seama că eu fac asta la fel cu soția mea, ea se plânge că eu nu o văd ca femeie și eu nu înțeleg despre ce, ce vorbește de ea, mine. pentru că eu o văd, eu am ochi, ea este în fața mea. Și bărbații, din păcate, nu au avut exercițiu mai ales de ascultarea nevoilor pentru că nu au avut modele. Dana a crescut mai mult cu maică-sa și cred că are inteligență emoțională un pic mai dezvoltată decât alții și tot timpul l-am simțit deschis să mă asculte. Dar la fel, ca, ca, fată care crește în Moldova, ai mai multe șanse să devii empatic, pentru că te, pune, te lasă să fii dacă pentru sora mai mică și la fel empatia se dezvoltă atunci când ai grijă de cineva. Rămâi, îngrijești și bunei. Vezi mama ta care îngrijește familia, bunicii bătrâni și empatia și urechea asta care e acolo și atentă la nevoile celuilalt, la femei e mai dezvoltată și cu adevărat sunt foarte multe diferențe de gen și bărbații și femeile au setul lor de abilități la care sunt buni. Dar eu cred că nu mai e ok să ne zicem că, ok, bărbații nu sunt buni la multitasking și la crescut copii, înseamnă că noi... Ne asumăm totul Să ne asumăm, pentru că, de altă parte, pentru noi, ca femei, e foarte nouă treaba asta de găsit bani, de avut carieră. nouă, nu ne vine istoric, natural. Abia de două generații, femeile au început să aducă și ele resurse. Este foarte provocator și pentru o femeie. Deci, sunt roluri la, la care noi ne adaptăm în 2024, mai ales că bărbații, ref, refuzând o parte din aceste roluri, ei sunt cei mai mari perdanți. Tu zici că nu mă descurc, nu am răbdare să stau cu bebelușul, dar de fapt asta în timp se traduce într-o relație mai puțin, într-un atașament mai puțin puternic cu bebelușul tău și bărbații simt asta, simt că bebelușii sunt mai atașați de mamele lor. Dar de ce? Pentru că mamele stau acolo din ziua zero, non-stop alături de ei. Normal că bebelușul o să reacționeze mai uh, pozitiv la mamă. Și exact așa cu dădăceala, atunci când dădăcești foarte mult un bărbat, pe termen scurt el se simte câștigător, dar de fapt pe termen lung îl infantilizezi atât de tare, după aia nu, nu mai nu realizezi de ce am nevoie să fiu cu un bărbat dacă eu fac totul. Deci ei nu trebuie infantilizați, bărbații sunt puternici, au setul lor de abilități, trebuie ajutați, să încurajați și să dezvolte și pe partea asta emoțională, pentru că ei în primul rând sunt cei mai mari câștigători. Și la fel cu poți fi bărbat într-un cuplu autoritar și femeia să facă ceea ce zici tu și pe termen scurt ești câștigător, dar pe termen lung cine se simte fericit având o, o, o relație care, unde nu există autenticitate, unde soția ascunde chestii de tine pentru că se teme, unde soția începe să aibă bani la ciorap pentru că se teme că într-o zi o să rămână fără bani. Pentru mine, ca bărbat, dacă aș fi într-o asemenea relație, m-aș simți foarte lezată să știu că nu există relații autentică și deschidere. Practic, e ca și cum ai fi într-o relație cu un angajat de-al tău. Și acolo unde nu există unde există raport mare de putere, nu are cum să existe autenticitate. Iar autenticitatea duce și la relație emoțională mai bună, la relații sexuale mai bune, pentru că poți să operezi așa cum au operat mamele și bunicile noastre în care, ok, eu când nu o să am chef de sex, oricum o să-i dau soțului meu pentru că asta este plus valoarea mea în familie și, bă și bărbaților, pe termen scurt, le convine foarte tare. Adică ei au sex de fiecare dată când vor ei. Dar pe termen lung vrei să ai un partener sexual cu care te conectezi atât de tare în care și nevoile lui sunt deplinite pentru că în consecință viața voastră sexuală o să fie mai bună. Și tu ca bărbat o să ai alt tip de relații care te împlinesc. Pe lângă putere, viața asta e emoțională, împlinirea în relația cu soția, cu copiii și -a autenticitatea, bărbații o simt că nu au și există foarte multă suferință acolo și ea trebuie vorbită și noi, de exemplu, la Moldova Org, vorbim mult despre hărțuire sexuală, dar vrem să aflăm ce cred bărbații care, de exemplu, niciodată în viață n-au hărțuit, dar observă cum atât de multe femei uh, vorbesc despre experiențele lor, cum te simți tu ca bărbat de treabă care n-ai făcut niciodată asta. Ce simți tu? Simți acuzare și în fața ta, în, și în partea ta? Și de asta avem nevoie de mai mulți bărbați vocali care se spună cum se simt, ce cred ei. De asta îl încurajez foarte tare pe soțul meu să vorbească. Și eu îl încurajez pe soțul tău să vorbească, pentru că eu, ca femeie, simt cât de tare nou ne lipsesc bărbații inteligenți, da. autentici în mediul online, bărbați care, pur și simplu, fără jena de a fi prea vulnerabili sau cu... da. catalogați drept slabi, da. să povestească despre nevoile lor, pentru că mulți, majoritatea, trec prin aceleași nevoi. Oxanescu se numește contul de Instagram pe care puteți asculta toate aceste deșteptăciuni și multe <laughs> altele. Oxana, aș vrea, cred că pe final să te rog să te gândești eu azi am simțit că tu ai dominat emisiunea, dar mine nu mă deranjat Scuze, asta deloc. de loc. Mine nu mă deranjat asta deloc atâta timp cât interlocutorul meu are ce spune, eu sunt tare bucuroasă să-l las se... să vorbească. A, tu ești mai foarte multă, cum ți-am zis, încredere în tine, determinare să-ți realizezi visele tale, ambiție, înțelepciune și, și inteligență emoțională. Adică tu creezi alura unui om um de la care ai ce lua Mm -hmm. Și Mulțumesc. multe lucruri bune să le faci în viața ta. Tu ai un cod al tău de to-do și not-to-do al vieții tale. Uite, sunt lucruri pe care eu le fac și nu le fac, accept și nu le accept. Un cod al tău valoric, dacă pot să-i spun, pe care să-l poți transmite oamenilor. Mm -hmm. A, să mă gândesc, nu e atât de ușor. Pentru mine e important ca ceea ce fac să mă împlinească și cred că asta este, este cheia, de fapt. Uh -huh. Și dacă mă gândesc la tot ce am făcut, cam tot m-am împlinit. Uneori mă gândesc, poate am standarde prea joase de fericire și împlinire, dar cred că e important să, să nu facem compromisuri cu lucrurile care nu ne fericesc. Dar de unde știi tu ce te împlinește? Tu știi că de multă lume nu știe ce ar putea să îi împlinească. Încercând de toate, încercând de toate. Asta, asta dar e dacă eu. ieșuiez? Mă încerc odată. Eu am, am avut suficiente ieșecuri, dar nici nu vreau să, să transmit ideea că e așa de ușor să devii. Eu am fost așa de întotdeauna, am în mine un tip de relaxare pe care nu o văd la toți și mi se pare și incorrect să ieși și zici fi așa. E un tip de relaxare care deja am aflat, descoperind și cu introspecție, că nu vine dintr-o zonă bună, dar este un o, o rezultat al unei... Un costum de protecție? Da, un costum de protecție și mie mi-aduce foarte multe lucruri bune în relația cu copilul meu, mm -hmm. pentru că sunt o mamă foarte relaxată, la muncă, dar ea, costumul ăsta vine și cu multe chestii pe care nu vrei să le ai. De exemplu, pentru mine nu este foarte naturală frica, și eu am o parte din creier în care zic, ok, cu, eu trebuie să decid tot timpul, asta este un lucru periculos sau nu, pentru că frica nu face parte de mine. Și ca mamă este foarte bine să fiu o mamă neînfricată, dar pe de altă parte trebuie să rămâi atât de rațional încât să decizi tu, asta este un lucru periculos sau nu pentru copilul meu. Și nu e atât de ușor. Eu acum sunt, fac terapie ca să îmi accept, pentru că vine cu foarte multe avantaje și sper mult să nu le pierd, dar în același timp în, încerc să aflu ce am pierdut în acești ani, de fapt toată viața în care am fost foarte deconectată de mine. Este natural să fii fricos, este natural să fii invidios. Eu nu am sentimentul de invidie așa cum aud că la -au alții. Și asta este Fain, dar de fapt sentimentul de invidie este necesar pentru că el te propulsează, așa cum ești cu frica și cu anxietatea și cred că e un costum bun, dar nu mi-a lăsat spațiu să descoper cu adevărat cine sunt și acum am călătoria asta de descoperire și ea este foarte interesantă. Vă doresc să treceți cu bine de ea și... Să continuați să împărtășiți din viața voastră oamenilor care vă urmăresc, pentru că faceți parte din influencerii care trebuie să existe și să împărtășească cu oamenii, și de bine și de greu. Mulțumesc pentru Mulțumesc întrebare. Pentru întrebări. <laughs> Mulțumesc pentru întrebare. De ascultat, când mâinile sunt ocupate și mintea liberă.